După 36 de ani în slujba sportului, Buzoian Pardoseala din sala sporturilor Romeo Iamandi va ieși la pensie. Incinta complexului sportiv va fi dotată cu o suprafață de joc modernă, similară cu cele din sălile care găzduiesc meciuri de NBA. Lamele sunt din lemn de stejar canadian și vor fi acoperite de 4 straturi de lac. Între acestea și Pardoseală vor mai fi montate straturi de cauciuc natural și placaj multistrat. Să vă dau câteva date tehnice despre suprafață, toată lumea cred că este curioasă. Pardoseala, adică suprafața de joc, este compusă din 2 straturi de placaj multistrat, care, atenție, nu este OSB, cum am auzit multe vorbe, lipite între ele cu bizon fix, un strat de tampoane din cauciuc natural, 2 straturi de placaj multistrat, parchetul este din arțar canadian, din lamele de grosime de 20 de mm și lățime de 38 de mm, prinse între ele cu agrafe prin prindere mecanică. Pardoseala s-a montat după rașchetarea suprafeței existente. După montarea suprafeței, aceasta va fi lăcuită cu 4 straturi de lac, unul pentru grunduire și 3 pentru protecție. Marcajele terenurilor se vor face cu vopsea aplicată sub straturile de protecție. Firma care execută lucrările s-a obligat ca până pe 5 septembrie, data începerii diviziei A la handbal feminin, să finalizeze operațiunea de schimbare a suprafeței de joc. Compania a mai desfășurat lucrări similare în săli din Cluj, Iași, Sibiu sau Bacău. Cel mai probabil, lucrările vor fi finalizate înainte de termen, astfel că pe 25 august echipa de handbal masculin a orașului va disputa un amical contra celor de la Dunărea Călăraș. Pe această cale vreau să vă anunț că facem tot posibilul și toate eforturile ca până în data de 25.08.18, când HC Buzău va întâlni într-un meci de prezentare echipa AHC Dunărea Călăraș, sperăm ca suprafața să fie gata de joc și pregătită pentru toate competițiile majore care vor avea loc în sala noastră. Este posibil ca pe viitor același tip de suprafață să fie instalat și în sala LPS.